în 23 iunie 2023, anul acesta, cu toți știm de cei 5 milionari în dolari care s-au suit într-un submarin și au coborât în apele Atlanticului să vadă ruinile vaporului Titanic. La 3800 de metri în apă a avut loc o implozie în așa fel încât toți cei 5 milionari au pierit într-o milisecundă dezastrul ăsta, catastrofa asta a fost atât de mediatizată și toată lumea, domnule, s-a mirat, îți dai seama, au murit 5 milionari. Și mi-am dat seama că banii noștri nu ne poate salva viața noastră fizică. Cu atât mai puțin, banii nu ne pot salva sufletul nostru. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre un bogat care a avut atât de mult încât în loc să dea la sărar sau să facă bine ce să îmi sparg hambarele, fac altele mai mari. Moră toți de foame. Eu vreau, eu să am. <laughs> și Domnul Dumnezeu se uită la nebunul ăla. Chiar așa e numele lui. Nebunule, zice Domnul Iisus. În noaptea asta se -ți cere sufletul și tot ce ai strâns. La ce te ajută? A cui vor fi? Și un om care nu se gândește decât la viața asta și nu se gândește la sufletul lui. Biblia spune că este un nebun. Pentru că trupul acesta va intra în pământ. Dar sufletul nostru este veșnic. Și probabil una dintre cele mai directe întrebări pe care Isus Hristos a rostit-o pe acest pământ a fost aceasta. Și ce ar folosi un om să câștige toată lumea? Dacă și-ar pierde sufletul. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea? Întrebarea asta te forțează să te gândești la viață, la iad, la rai, la veșnicie, la, la tot ce înseamnă valori eterne. Ce ar folosi un om? Ipotetic vorbind, și dacă îi câștiga nu n-ai putea o ține. Și dacă ai putea să ții toată lumea să fie a ta, nu te-ar satisface. Pentru că inima ta, în inima ta, cum spunea Blaise Pascal, este un gol de forma lui Dumnezeu. Și până când nu intră Dumnezeu acolo, poți să pui acolo o valută, poți să pui acolo plăcere, că tot gol rămâi. De aceea asistăm la oameni milionari care se sinucid, gen regele chibriturilor, milionar în dolar, și-a pus pistolul în gură și s-a împușcat, și-a lăsat un bilet. Nu găsesc niciun sens în viață. Și Domnul Dumnezeu vine și spune, ce ar folosi un om să câștige toată lumea, dacă își pierde sufletul? Haideți să, să încercăm să punem problema într-un mod diferit. imaginează că cineva ar veni și ți-ar spune, auzi, îți dau toată bogăția lumii acestea, dar lasă-mă să stai degetul mic. Ce zici, deci, l-ai lăsat? Să știți că eu cunosc oameni care au spus, dacă cineva mi-ar da 200.000 de euro, frate Gabi, l-aș lăsa să-mi tai degetul mic. Să știu om pe viață, eu și tădeam un meu, 200 de pă, mii, păi mi-aș cumpăra atâtea. Ok. Gândește, dacă ar vine cineva și te spune, auzi, îți dau toată lumea asta, dar lasă-mă să stau brațul drept. Ce zici, l-ai lăsat? Sunt convins că sunt oameni pe planeta asta care spune, ia de aici, taie, dar îmi dai toată bogăția lumii. dacă cineva ar veni și să a spune, auzi, lasă-mă să mă ating de ochii tăi și de urechile tale să-ți iau această capacitate de a vedea și a auzi și îți dau toată bogăția lumii acesteia, ce zici, l-ai lăsat? Cu siguranță. Niciunul dintre noi nu și-ar da vederea și auzul. Că ce folos ai toată bogăția lumii asta dacă nu te bucuri, dacă nu o vezi, dacă nu auzi? Care e cel mai important lucru? Și Iisus Hristos vine și spune, atunci cu atât mai mult, ce ar folosi să câștigi toată lumea asta? Dacă îți nu auzul, nu vederea pentru 70-80 de ani de zile, și să-ți pierzi sufletul pentru veșnicie. Și aceasta este întrebarea pe care Iisus Hristos ne-o pune într-un mod foarte direct. Ce ar folosi să câștigi tot ce înseamnă lumea asta? Dacă îți pierzi sufletul. Dar ce este sufletul? N-am să intru în nicio dezbatere teologică, finețuri teologice, că suntem trup, suflet și duh și așa mai departe. Vorbim astăzi de partea materială și sufletul partea imaterială. Ce este sufletul? Sufletul este acea parte pe care Dumnezeu ne-a dat-o atunci când noi ne-am născut pe acest pământ. Este, este acea suflare de viață. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, spune Biblia, a suflat în nări suflare de viață. Și zice Biblia, Adam și Eva au devenit un suflet viu. Suflarea aceea este partea imaterială. Adică atunci când trupul ăsta se va îngropa, sufletul nostru va continua într-un mod veșnic să trăiască. Fie cu Dumnezeu, fie cu ce rău. Sufletul, cu alte cuvinte, este sediu emoțiilor. Este sediul rațiunii, este sediu voinței. Sufletul nostru este adevărata noastră personalitate care nu va putea să fie îngropată niciodată. Sufletul are și capacitatea de a gândi, de a plânge. Oamenii poate să facă robot, dar nu poate să-i să facă să se bucure în ecazuri. De ce? Pentru că asta este o capacitate a sufletului pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Este adevărata ta personalitate și Biblia spune și ți-ar folosi să câștigi toată lumea asta. Dacă adevărata ta personalitate, care nu va putea fi îngropată niciodată, va fi pierdută pentru veșnicie în iad. Cu alte cuvinte, oamenii și atunci astăzi, oamenii își fac atâtea planuri, vor să fie domne sănătoși, să arate slim, să mănânce vegan, să nu știu ce, vitamine, minerale, nu știu ce, foarte bine. Să ne îmbrăcăm cât mai ok, cât mai scump dacă se poate. Deci Biblia, cu alte cuvinte, prețuiește atât de mult trupul ăsta și nu e rău lucrul ăsta. Dar zice Biblia, da partea spirituală care va rămâne veșnic. E ca și când ai avea un copil și dai haine originale și dai mâncare bună și dai nu știu ce. Dar ce e mai important? Hainele sau viața copilului? Copilul în sine. Nu? No. Astăzi lumea ce face? Pune pres pe exterior, trupul ăsta să fie. Și oricât de bine te ținea, odată și odată vei muri. Rockefeller, cel mai bogat om care a existat, 26 de miliarde în vremea aceea de dolari, a murit. A murit, alopecie, pac, pac, o plecat. Steve Job, o lăsat și el ceva zeci de miliarde de dolari, cel care a făcut iPhone, ul Capel. 55 de ani, cancer la pancreas, o plecat. Actorii mor, președinții mor, evangheliștii mor, pastorii mor. Tu vei muri oricât de bine te ține, odată și odată vei muri. Și Iisus Hristos vine și spune, și ce-ar folosi atunci un om? Să câștige totul, să câștigi totul și să-ți pierzi, și să-ți pierzi sufletul. Cât de valoros este Sufletul nostru, frați și surori? Imaginați-vă dacă ai lua toată puterea cunoștințelor din universități, toată puterea militară, toată puterea tehnologică, toată puterea valutei cu aur, cu tot ce înseamnă bogăția lumii acesteia și le-ai pune pe un taler și ai pune Sufletul pe celălalt taler, taler. Sufletul tău este nespus mai valoros decât tot ce înseamnă cunoștință, putere militară, tehnologică, informatică, bani, valută și orice altceva. Și Iisus Hristos vine și îi spune, atunci prețuiește sufletul tău. Dar de ce este valoros sufletul tău? De ce este valoros sufletul nostru, frați și surori? Pentru că sufletul nostru, în primul rând, este veșnic. de e valoros. Trupul ăsta, casa, se va mormânta. Dar proprietarul casei, care e sufletul, ăla nu va putea fi mormântat niciodată. Sufletul tău este veșnic. De ce? Pentru că este creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și pentru că ești creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ai această calitate care Dumnezeu are. Și anume, să nu mor niciodată. Cu alte cuvinte, dacă Dumnezeu va putea vreodată să înceteze să existe și sufletul tău va putea să înceteze să existe, dar pentru că Dumnezeu este veșnic și tu ești creat după matrița lui Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, sufletul tău, de asemenea, este veșnic. De ce? Ești creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Și astăzi va trebui să te întreb, ce faci cu sufletul tău? Poate te-ai botezat acum 10, 20 de ani, 30 de ani, acum 5 ani de zile și vezi că sufletul tău e subnutrit. Nu-i dai să mănânce. Nu iubește, iubește Dumnezeu. Nu urăște, urăște Dumnezeu. Poate e pe aparate, spiritual vorbind. Poate e mort. Și ce să faci astăzi? să spui, Doamne Dumnezeule, am atâta grijă de prunci, de afaceri, de nu știu câte lucruri în lumea asta, dar, Doamne Dumnezeule, sufletul ăsta e veșnic, e creat după chipul și după asemănarea Ta. Și, Doamne, vreau, Doamne, să-mi pun viața rânduială cu Tine, lăudați să fie Domnul. Uitați-vă, de exemplu, în lumea naturală. Un pește se simte bine în apă, apa este elementul lui. O pasăre se simte bine în pom. Dar dacă iei, de exemplu, un pește și să-l pui în pom, și o pasăre să o pui în apă, nu se simte bine nici cum. La fel, sufletul tău nu-și va găsi pacea și liniștea. Până nu îl găsește pe Creator. Acolo va găsi pace, acolo va găsi liniște de plină. Și chiar dacă nu poți niciodată să-ți reii înapoi procesul vieții, să te naști înapoi din pânteșele mai tale, este o veste bună. Poți să schimbi direcția. Poți să schimbi direcția și să spui, Doamne, vreau ca sufletul meu, Doamne, să-l pună în mâna Ta, Doamne. Înțeleg că mi-ai dat o valoare, un diamant, Doamne. Prin, prin, nașterea pe care mi-ai dat-o. E cel mai important lucru de care trebuie să am grijă, Doamne. Iartă-mă că am fost lene. Iartă-mă, Doamne, că am zis de anul viitor. De anul viitor. De anul viitor. Am un prieten de-al meu care zice, frate că, zice, m-am pus să citesc toată Sfânta Scriptură în 55 de zile. Dar zic eu, dar de ce? Cum? Pentru că, zice, Nemia o zidi zidul în 55 de zile și vreau și eu să citesc proiectul Nemia. 55 de zile. Să mă pun să citesc toată Sfânta Scriptură. Ei, uite, ne-au mai rămas câteva zile din anul ăsta. Poate n-ai citit niciodată Biblia în 20 de ani de pocăință și sunt convins că sunt mulți pocăiți în bisericile noastre care n-au citit odată. Bine, acum știu de David și Goliat, mai știam eu de Galatei, și din asta, dar n-au citit niciodată. Ce ar fi să-ți faci timp pentru sufletul tău? Ea începe să citești 10 pagini pe zi și o să vezi că termin cartea toată Sfânta Scriptură în 55 de zile. fă timp pentru suflet! fă timp pentru suflet! Vedeți, Biblia vine și spune, în cartea Tit, în felul următor. Deci Biblia în Tit, capitolul 3. Deci Biblia, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, 3 cu 5, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Ce, face, ce a făcut Dumnezeu? Ne-a spălat. Nașterea din nou înseamnă o spălare. Și ce a făcut? Ne-a înnoit mintea prin Duhul Sfânt. Ei, dar poate să au pus atâtea bacterii și atâtea buruieni în sufletul nostru. Și ce să faci? Metanoia, schimbă-ți mintea, înnoiește-ți mintea. Cum? Prin cuvânt, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Imaginează sufletul tău ca și o, o, care are așa deasupra o, o pânză din aia așa, care e plină și infectată cu tot felul de lucruri murdare. Hai nevoie de un jet de ăla puternic ca să curețe sitaia. aia. De ce? Să fii fresh pentru Dumnezeu. Și poate ai atâtea lucruri care le țin mintea ta, imaginați, iluziile minții tale, dorințe păcătoase care le ai în inima ta. Ce să faci? Spală-ți, înnoiește mintea, înnoiește sufletul. Că atâta preț punem pe trupul ăsta și pe vacanțe, spargem bani, oricând, ia de aici, ia de aici, ia de aici. Și când e vorba de suflet, când e vorba de viața noastră spirituală, suntem așa de leneși. Prețuiește sufletul tău, de ce? Pentru că are valoare veșnică, de aia să-l prețuiești. Ba mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, sufletul tău este valoros nu numai pentru că este veșnic. Sufletul tău este valoros pentru că are capacitatea să fie asemenea chipului Fiului Slavei Dumnezeu. Da, Dumnezeu ți-a dat capacitatea asta. Ca sufletul tău să devină asemenea chipului Fiului Slavei lui Dumnezeu, Roman capitolul 8. Adică atunci când Adam și Eva a păcătuit în grădina Eden, Dumnezeu i-a creat după chipul și asemănarea Lui. Imaginați-vă ceva, un bani de la mare de aur. Chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Și ce a făcut satana și ce a făcut Adam și Eva prin păcat? A deformat chipul. Imaginați-vă niște baroste din la puternice. Și chipul Lui Dumnezeu s-a deformat prin păcat în om. Deci a venit Iisus Hristos? Să reformeze înapoi chipul. Să mă facă asemenea chipului Fiului Slavei sale. Să fiu transformat din slavă în slavă. Cum? Asemenea Lui Dumnezeu. Și aici eu pe pământ ce trebuie să fac? Să las pe Dumnezeu să-mi reformeze chipul. De ce? Sufletul meu are această capacitate să fie asemenea lui Iisus Hristos. Roman capitol 8. Roman capitol 8, Biblia spune așa. De ce Biblia? Versetul 29. Căci pe aceea pe care o cunosc mai dinainte, i și hotărât mai dinainte, să fie cum? Asemenea cum? Chipului fiului său. Cum e echipul lui Dumnezeu? Perfect! Cum trebuie să fie echipul tău? Cum trebuie? Trebuie să lași ca tot ce a stricat Adam și Eva cu natura lui păcătoasă pe care o moștenești. Tu trebuie să lași pe Hristos prin mijloacele harului, prin discipline spirituale. Ce să faci? Să lași să se reformeze echipul lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Unde? În viața ta. Și poate trebuie să fii mai dur cu tine. Animalele nu sunt create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, Isus Hristos n-a murit pentru animale. În cer nu vor fi ursule spanda. Asta e la școală duminicală, la copii de 2-3 ani. Isus Hristos n-a murit pentru îngeri. Isus Hristos a murit pentru noi. Noi suntem coroana creațiunii. Noi avem această capacitate de a fi, de a ne reforma, de a, de a ne rescumpăra. De aceea sufletul tău e valoros, pentru că are capacitatea asta să iasă din păcat prin harul lui Dumnezeu și să devii mai mult și mai mult, asemenea lui Isus Hristos. Dar acum, ascultă-mă. Sufletul tău este valoros nu numai pentru că are capacitatea să semene pe Isus Hristos. Dar un om care refuză pe Isus Hristos să știi că are capacitatea să semene pe Satana. Respingerea lui Hristos, respingerea reformării chipului Fiului lui Dumnezeu în viața noastră, aduce și altă variantă. Și anume, să fie asemenea lui Satana. Să fie ca Satana. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblia în 1 Ioan. 1 Ioan, capitolul 3, Biblia spune așa, versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la... Zice stare! Era de la ce rău. Și au ucis pe frate. Dar de ce era de la ce rău? Dar nu i-a vorbit Dumnezeu. Vezi că păcatul pândește la ușă. E un demon, e o fiară în limba ebraică, care stă și pândește. Nu s-a autoinvitat Dumnezeu în viața lui Cain când l-a văzut vulnerabil și s-a pus fața. Nu el a chemat pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a autoinvitat că l-a iubit pe Cain. Și o să ai grijă. A doua înapoi cum trebuie și bine vei fi primit. Nu i-a vorbit Dumnezeu. Ba da. Dar el a respins lumina primită în cugetul lui. Și cum a devenit? Ca satana. Era de la ce rău? Dar cum e la rău? Păi ca și Cain. Dar de unde știu asta? Ioan capitolul 8. Să vedeți cum satana i-a schimbat chipul și l-a făcut asemenea lui, acelui rău. Uitați ce zice Biblia în Ioan capitolul 8. Biblia spune așa, versetul 44. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. Și acum, el de la început a fost un ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui. De ce? Căci este mincinos. Și tatăl, minciunii. Noi care au fost păcatele lui Cain? Care au fost? Uciderea și minciuna. Păi l-a întrebat Dumnezeu. Unde-i fratele tău? Și el cu tupeu. Nu știu de ce. Sunt eu păzitorul fratelui meu. Deci e un tupeu jegos acolo. Adică era o insinuare. Păi nu e asta preferatul tău, că ai primit jerfa. Păi nu tu ești păzitorul lui. El a murit că n-ai fost un stare să-l păzești. Asta a fost substratul. Măcar că Dumnezeu i-a vorbit și a zis, ai grijă. Și și după ce o păcătui, dragostea lui Dumnezeu se întâlnește cu Cain. Și de ce Caine? Unde-i fratele tău? Credeți că nu știa Dumnezeu unde e Cain? Știa Dumnezeu nu știa? Știa? De ce l-a întrebat? Pentru că era ultima șansă. Bă, ai făcut ce ai făcut eu, știu unde, dar vreau să văd dacă recunoști și dacă te pocăiești. Și măcar că Dumnezeu i-a dat șansa asta, ce să facă? Să-l ierte și să-i reformeze chipul. El ce a făcut? Cu tupel, ce ai probe video. Nu e adevărat, adevărat, dar tu știi că e adevărat. Și să știi că păcatul, minciuna, te face să fii de la ce rău. Și băiatul ăla care era legănat de Eva, săraca Eva, au zis, în sfârșit am primit un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Ia au crezut săraca că s o împlinit prorocia că sămânța femei va zdrobi capul șarpelui. S-a gândit, nu mi-a dat Dumnezeu sămânță să-l omoare, să-l distrugă pe satana. Și omul ăsta care o sămânță, da, de la Dumnezeu, ce-a făcut? O respins vocea, voia lui Dumnezeu. A păcătuit împotriva luminii primite în cugetul lui că putea să devină un erou al credinței. Să lupte cu invidia, să lupte cu răutatea. Dar a zis, nu, nu voia ta, voia mea. Și Biblia spune, Cain e de la satana. Ascultă-mă, dacă există păcate conștiente în viața ta, pe care tot le cultivi, nu le mărturizezi, le ții acolo, zânile, Ascultă-mă, ai capacitatea să devii ca cel rău. Și satana știe lucrul ăsta. Satana știe de capacitatea care ți-o dată Dumnezeu prin creație. Și el vrea să te transforme. După cum Dumnezeu are o împărăție a luminii care o zidește cu copiii lui. Și satana are o împărăție a întunericului care vrea să o zidească cu cine? Cu copiii lui. Așa că uite-te în viața ta, că Iisus Hristos spune, ce-ar folosi un om să câștige toată lumea asta? Ipotetic vorbim, nimeni nu poate să câștige toată lumea asta. Nu există niciun om. Dar și dacă ar fi, nu l-ar satisface. Și dacă ar avea, n-ar putea o ține până la capăt. Și atunci ce zice Biblia? Nu-ți vinde ce ai scump pe lucru de nimic. Ai această capacitate pusă de Dumnezeu. Sufletul tău e valoros pentru că are această capacitate intrinsecă pe care Dumnezeu ți-a dat-o prin creație. Să fii asemenea lui Iisus Hristos. Și este un har. Când vezi oameni care au fost interlopi și mari bătăuși și vezi în biserică că niște mielușei, are dus în putere să transforme lupul în oaie, Saul din Tars nu a fost un terorist a Nu a fost ăsta un lup a L-a transformat Dumnezeu în oaie. Eu da și calități de păstor. Da, Dumnezeu poate, așa -i? Și apoi în procesul sfințirii trebuie să fii sensibil vocii Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Biblia spune în Corinteni așa. În 2 Corinteni, capitolul 3. 2 Corinteni, capitolul 3. Versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem metanoia, suntem schimbați, transformați în același chip cu a Lui. Cum? Din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Acum uite-te, după 20 de ani de pocăință, după 5 ani de pocăință, chipul tău care Domnul Iisus Hristos a intrat în inima ta să-L reformeze, seamănă mai mult pe Isus. Asta e întrebarea. Asta e întrebarea. Seamănă mai mult viața ta pe Iisus Hristos? Ai lăsat ca această capacitate a sufletului tău, expus la mii de predici pe an, și la conferințe, și la cântăreți, și la tarară, mai ales aici în Oradea, voce, Evanghelie, de toate. Există, dacă nu-i transformare, există măcar frustrarea sfântă. Să zici, Doamne, eu nu mai sunt cum am fost altă dată. Doamne, fă ceva cu mine, m-am săturat de mine, Doamne. Doamne, lucrează într-un mod supranatural, Doamne. Amin? Asta vrea Dumnezeu, vrea și surori. Și Iisus spune, ce ar folosi un om să crije toată lumea? Dacă sufletul ăsta, care e atât de valoros, îl vinzi pe nimicuri. De ce este valoros sufletul tău? În primul rând, pentru că este veșnic. În al doilea rând, sufletul tău este valoros, pentru că are capacitatea să fie asemenea Fiului Lui Dumnezeu. Și asta e mare har. De-aia a venit Iisus Hristos să moară. Prin moartea Lui, prin credința în jertfa Lui, să poată Dumnezeu să-ți restaureze chipul ăla deteriorat pe care Adam și Eva, prin păcat, l-a adus nu numai pentru ei, ci pentru întreaga rasă umană. Adam a păcătuit și ne-a dus pe toți în păcat. Și a venit Iisus Hristos. Roman capitolul 5. Și Biblia spune așa, versetul 17. Dacă deci prin greșala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii, vor domni în viață prin acel unul singur, care este Isus Hristos. Versetul 18. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o sândă care a lovit pe toți oamenii, greșala lor a venit peste toată rasa umană. Imaginați-vă Adam ca și un copac care îi putre de la rădăcină. Putreziciunea aia a venit în tot copacul, în toată rasa umană. Asta a făcut Adam întâi. A venit al doilea Adam, Isus Hristos. Și după cum printr-o greșeală a lui Adam, o sânda asta a lovit pe toți oamenii, ereditar vorbind, sau prin imputare, ni s-o atribui și nouă, tot așa zice Biblia. După cum Adam așa, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă, zice stare, viață. Sunt unii oameni așa aroganți și spune, eu nu-s vinovat de păcatul Adam. Eu nu ți eu nu vinovat, eu nu m-am născut cu natură păcătoasă. El o păcătuit pentru el. Nu, zice Biblia, am păcat, m-a zămislit mama mea. Adam au păcătuit, a venit o sânda lui peste întreaga rasă umană. Dacă nu accepti ideea că ești vinovat de păcatul Adamii, atunci nici nu poți să fii mântuit. Pentru că Biblia spune în paralele, după cum Adam a păcătuit și tu n-ai fost acolo și ți s-a atribuit vina tot la fel. Iisus a murit și nu tu ai murit pe cruce și totuși ești mântuit. Fără să fii făcut nimic, ai primit o sânda, fără să faci nimic prin credință, Hristos a plătit, primești iertarea. După cum Adam întâi, tot așa și Adam al doilea. Așa că n-ai cum să fii atunci mântuit dacă nu accepti faptul că ai fost vinovat de păcatul Adamic. Și atunci orice gură trebuie să tacă și să spună, Doamne, dacă vreau să primesc harul tău, înțeleg că trebuie să cred în cel care a murit pentru mine. Și eu n-am murit, altul a, murit. Și mie mi s-a atribuit, mi s-a socotit neprihănire, neprihănirea lui Hristos, fără să fac nimic. În același fel, fără să fi fost eu în grădina Edenului, păcatul a venit asupra mea. Și tot în același fel, neprihănirea, prin al doilea Adam, a venit asupra mea. Și atunci, las că acest al doilea Adam ce să facă? Să reformeze, viața mea, și să fiu mai mult și mai mult și mai mult prin Duhul Sfânt, asemenea chipului Fiului Lui Dumnezeu. Amin, frați și surori? Mai dăm și învățătură. În al treilea rând, sufletul tău este valoros, nu numai pentru că este veșnic, nu numai pentru că are capacitatea asta de a fi asemenea Fiului Lui Dumnezeu, Versus, asemenea lui satana dacă respingi, da, există capacitatea asta. Vorba lui Paul Washer, oamenii care vor ajunge în iad și se vor chinui acolo. Și dacă Dumnezeu ar deschide ușa iadului să spună, haideți, hai că vă primesc, niciunul nu ar vrea să vină, niciunul. Tot ar sta și la ar înjura în continuare pe Dumnezeu, de ce? Pentru că sunt ca satana. Sunt plini de ură, sunt plini de, de hul la adresa lui Dumnezeu. Ce vor face oamenii? Își vor mușca limbile de rău și vor huri pe Dumnezeu. Nu le treabă Dumnezeu. Mai bine mor acolo veșnic decât să accepte dragostea lui Dumnezeu. În al treilea rând, sufletul tău este valoros. Nu numai pentru că este veșnic, nu numai pentru că are capacitatea asta de a fi asemenea lui Iisus Hristos. În al treilea rând, sufletul tău este valoros pentru că Dumnezeu e preocupat de sufletul tău dar și satana e preocupat de sufletul tău. Te uiți în Sfânta Scriptură și vei vedea cât de mult iubește Dumnezeu lumea, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu doresc moartea păcătosului. Peste, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Toată Scriptura arată că Dumnezeu îi preocupat de sufletul nostru. Amin? Dumnezeu îi preocupat de sufletul nostru. Dar Biblia vine și îi spune, stai, stai, zice. Asta e jumate de adevăr. Și satana știe ce valoros e sufletul tău. Și diavolul îi preocupa de sufletul tău. Și cum îl numește Petru, pe diavolul? Ascultați cum îl numește. 1 Petru, capitolul 5, versetul 18. Fiți străși și vegheați, pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale cum? Ca un leu care răcnește și caută pe cine? Deci după cum Dumnezeu preocupat că l-a trimis pe Fiul Său și ne-a lăsat Biblie și ne-a lăsat Duhul Sfânt și Apostol și toate mijloacele Harului, Biblia spune, vezi, vezi, că și satan e preocupat de sufletul tău. Și diavolul este ca un leu care ce vrea să facă? Să-ți înghită sufletul. Să ți-l mănânce. Să-l ducă în ea pentru totdeauna. Asta e dorința celui rău. Se arate lui Dumnezeu că el câștigă, că el, el ia cât mai mulți oameni cu el acolo. Și după cum el a fost aruncat pe pământ, nu îi se va da nicio șansă. El vrea ca să învrășmășească oameni împotriva lui Dumnezeu, să zică, uite, oamenii după chipul și asemenea, m-au crezut pe mine mai mult, nu pe tine. Și ce vrea să facă? Prin minciună, prin păcat, ce să facă? Diavolul e preocupat de valoarea sufletului tău și vrea să-ți înghită sufletul. Și vreau să vă spun ceva și vă rog să fiți foarte atenți. Diavolul te cunoaște mai bine decât te cunoști tu. Diavolul știe foarte bine slăbiciunea ta. Și dacă ai problemă cu femeile, diavolul nu te va ispiti cu bărbații. Dacă ai problemă cu bărbații, diavolul nu te va ispiti cu femeile. Dacă ai problemă cu drogurile, diavolul nu te va ispiti cu banii. Dacă ai probleme cu lăcomia de bani, diavolul nu te va ispiti cu tehnologie. Diavolul știe exact unde se spune momiala. Știe slăbiciunea, înclinația ta păcătoasă să o știe mai bine decât crezi tu. Și așa fin știe să spună momiala încât să-ți prinde sufletul. Și apoi să te tragă și să te înghită. Diavolul știe bine. De aceea Biblia spune, luați toată armura Duhului Sfânt. Că degeaba ai coiful mântuirii. Frate, eu am coiful. Să vină să că eu sunt la nivelul minții. Diavolul zice, stai, stai, că tu n-ai încălțăminte și nu te atacă cu săgeți, îți aruncă sticle pe jos. Păi frate, eu am încălțăminte, Evangheliei păcii. Da, da, și da vezi că nu ai platoșa. O ai, dar n-ai închis-o bine acolo și diavolul îți țintaș perfect și exact acolo te lovește. Și de aceea zice Biblia, luați toată armura lui Dumnezeu, pentru că vine ziua aceea Vine perioada aia în viață, la unii comentatori spun că toată viața e perioada aia în care totdeauna trebuie să stai cum? Cu garda sus. Că dacă ai un happy hour, așa un relax, să știi că diavolul profită și după 30 de ani de pocăință, în 5 minute, dărâmă tot ce ai zidit în 20-30 de ani de zile de pocăință, pastorală, evangelizare, orice altceva. Și de ce Biblia, ai grijă, că ai un leu pe urmele tale. Și n-ai voie să te obosești. N-ai voie să, să stai relaxat. Pentru că diavolul nu obosește. Și va trebui să fii și tu luptător. Să o lași mai încet cu alte finețuri din lumea asta și să spui, Doamne, vreau viața mea. Să fiu pregătit. De ce? Pentru că da, sufletul meu e valoare și ești preocupat. Dar înțeleg că și satana știe că e o valoare și e preocupat de sufletul meu. Și ca un leu care vrea să-ți devoreze sufletul. De aceea auzim, Fratele la bun o făcut. Ia, sor, fata aia bună. Ia, nu mă... Mai... Eu, nu, să vine să credem. Cine crede că stăm picioare, să ia seama, să nu, să nu cate. De ce? Pentru că diavolul e un hoț, spune Biblia, care vine să fure, să junghie și ce să facă? Să prăpădească. Cineva spunea că satana este ca un crocodil cu gură de aia mare și vrea să te mănânce. Și pe Pavel a vrut să-l mănânce. Și el spune în 2 Timotei, capitolul 4, spune așa, toți m-au părăsit, că așa se întâmplă după 40 de ani de pastorală. La întâiul meu răspuns de apărare, versetul 16, 2 Timotei 4, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni nu a fost cu mine. Am investit în tăți, tăți ori tăcut mâlc. Toți m-au părăsit. Și nu zice, nu lasă, dă-i Dumnezeu ce au făcut. Nu, uite-te, ce frumos știe să moară Pavel. Să nu li se zină în socoteală lucrul ăsta, așa -i? Gen, Doamne, Tată, iarte că nu știu ce fac. Și acum ascultați. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Pentru ca propovăduirea să fie vestită din plin prin mine, să audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Dar și la 70 de ani, diavole, tu umbli după, pa, după Pavel? Păi dacă după Pavel umbli, câți în umblă? El dă târcoale și vrea să-ți mănânce sufletul. Uite te în Sfânta Scriptură și vei vedea că oamenii mari al lui Dumnezeu au căzut acolo în punctele lor tari. N-ați văzut de ăștia? Eu, eu bă, bă, eu n-am probleme cu așa ceva. Bă, bă hai, dispari! Eu cu așa ceva. Eu n-am probleme mă cu așa ceva. Nici nu vechiesc că zici că n-ai probleme. Ești arogant. Exact acolo vei cădea. Unde te crești cel mai tare? Spuneți-mi unde a căzut Moise. Care era punctul tare al lui Moise? Blândețea? Cel mai blând om de pe fața pământului. Unde a căzut Moise? Unde s-a crezut cel mai tare? De ce nu a intrat în Canaan? De ce? Pentru că s-a mâniat. Și a zis, oare va putea Dumnezeu să scoată apă? Și Domnul a zis, pentru că nu mai sfințit în fața poporului, de aia nu mai intre. Ai grijă la punctul ăla tare și zi, eu, eu n-am cum, băi frate, ascultă deci, ai grijă că acolo o să cază. Care a fost punctul tare al lui Petru? Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu, tu nu mă cunoști, Spurcată-i mândria asta. Unde a căzut? Exact acolo căzut. Care a fost punctul tare al lui Ilie? Curajul, îndrăsneală, foc din cer. Unde a căzut Ilie? s temut de o domniță. Și-a intrat în depresie. Și-a avut gânduri de sinucidere. Mai bine mor, mai bine mor. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Și te vei uita în Sfânta Scriptură. Și acolo unde oamenii n-au vegheat, cetățile mari din istoria lumii, unde au fost luate? În locurile alea unde au zis, și n-are cum să vină să mă prindă. Ai grijă, ia toată armura. Pentru că diavolul e un hoț, e un ticălos, e mai deștept ca tine, e un filozof mai bun ca și tine. Și vrea ce să facă? Să-ți mănânce sufletul. Mă rog ca Dumnezeu să te scape din gura leului. Dar în același timp, să veghezi. Nu știu câți dintre voi ați crescut la țară. Mână sus. Ok. Deci toți suntem <laughs> și am crescut. La ștei și la vacanțele de vară. La mătușa mea. Și am văzut ceva. Dacă vrei să duci vaca la ghilotine sau porcul să-l duci, să-l omori, știi ce trebuie să faci? Ia niște grăunțe. Și aruncă le după tine. Și ce face bietul animal? Arunci, are, ce face? Vine după tine. Din poarea tășat până în surductată pădure. Unchiul meu, copit de aia mare, tot așa de dea, la mândraie. Nu o să o tragă. Așa, finuț. Kilometri. Așa face diavolul. Diavolul știe exact, exact slăbiciunea ta. Știi ce face? Te momește. Ia de aici. Ai bancu, ta, bă, las, mă, nimeni nu știe. Ia, ia de aici, ia de aici. Și tu zici, anul viitor mă pochesc. Nu, de luna viitoare încep să am proiectul Nemia, să citesc bine. Și ce face de-aia? Bă, încă mă, pic. Și poate ești aici și tot ce ofenta satana. Capă animale. S-a dat exact ce s o trebuit, exact momeala cu care știe că te va mânca de tot. Și poate ești în seara asta. Și tot te o adus. Și ești pe buza prăpastiei. Ești pe buza iadului. Știi ce trebuie să faci? Să te întorci, să întorci vorba diavolului, să spui înapoi a mea, Satan, Sufletul meu e prea scump. Tu nu mi-l cumperi cu plăcerile, cu păcatele, de o clipă, ale lumii acestea. Va trebui să iei atitudine și să spui gata. Gata cu băutură. Gata cu pornografie. Gata cu fumatul, gata cu minciunea, gata, 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 până aici, prea mult mai fentat. Mi-a distrus viața, mi-a distrus sănătatea, mi-a distrus familia, mi-a distrus fericirea. Și diavolul zice, ia, 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 de aici, ia de aici. Și nu vezi că merg ca boul la tere. Așa duce proverbe 5, mergi! Pentru că diavolul îți cunoaște slăbiciunea. Și dacă n-ar fi plăcere în păcat, nimeni n-ar păcătui. Dar diavolul a pus acolo un pic de miere ca să-ți câștige ce este cel mai valoros, și anume, Sufletul tău. Și ce să faci în seara asta? Să-ți dai viața lui Isus, să vii în fața lui Isus Hristos, să spui, Doamne, nu mai vreau să stau în fața crucii. Vreau să urc pe cruce, Doamne. Și vreau, Doamne, să mă răstignesc împreună cu tine. Ca așa zice Biblia. Dacă vrea cineva să vină după mine, ce să facă? Nu, ridic mâna, m-am predat Domnului și gata. A? Abia acum începe războiul. Apoi începe ce? Lepădarea să-ți iei firea pământească și să o răstignești pe cruce și să spui, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin, frați și surori? Amin. Ai grijă la grăunțele care toți le dă diavolul și le mănânci. Și zici că nu, nu știu ce, noi nu, nu știu ce, că nu-i curvii, frate, nu-i curvii. Parcă e singurul păcat care se mai disciplinează. Ce să spun, dacă n-ai curvit, bravo, felicitări, Nu în iad, nu se ajunge numai pentru curvie. Afară sunt țepari, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Afară sunt și bețivi, hoții și așa mai departe. E o listă de 120 de păcate și dacă vezi că diavolul îți vede slăbiciunea, momeala și tot, tot o muști. Și tot de auna bă, pici acolo, ce să faci? Du-te, detoxifică-te, caută un duhovnic, Caută un păstor, caută un om mai matur spiritual care are fermoar pe gură, a mai spus lucrul ăsta și începe să-ți faci curat în viață. Spune, Doamne, nu vreau să-mi vând sufletul pe nimicuri, Doamne. Nu vreau să-mi-l pierd, pentru că, ascultă-mă, dacă sufletul tău, veșnic, îl pierzi, este irevocabil, iremediabil. Nu se mai poate, nu, nu mai e a doua șansă. Nu mai e a doua șansă. De ce oamenii în iad nu se mai pot pocăi? De ce nu mai au a doua șansă în iad? Știți de ce? Pentru că în iad nu există Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt te conștientizează de păcat. De aia oamenii se pot pocăi pentru că Duhul Sfânt e pe pământ astăzi, nu? Dar unde nu există Duhul Sfânt, acolo nu e putere de pocăință, nu e putere de convingere. Adică odată pierdut Sufletul, nu se mai poate niciodată remedia Sufletul tău. Nu mai ai a doua șansă. Și repet, chiar dacă nu te poți naște din nou, mă refer fizic, tu poți să schimbi direcția astăzi, să spui Doamne, Sufletul meu care e veșnic, care e dat o capacitate extraordinară de a fi asemenea lui Isus Hristos sufletul meu care, pentru care ai pus cerul să se preocupe, Doamne. Vreau să-l dau în mâna Ta, Doamne. Pentru că ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde? Dacă își pierde sufletul. Și în ultimul rând, în seara aceasta, sufletul tău este valoros nu numai pentru că este veșnic, nu numai pentru că are capacitatea să fie asemenea Fiului Lui Dumnezeu. Când îl vom vedea, vom fi ca El, spune Biblia. Dumnezeu îți dă capacitatea asta. Pentru că îl vom vedea așa cum este. 3. Sufletul tău e valoros pentru că atât Dumnezeu cât și Satana e preocupat de sufletul tău. Și diavolul știe valoarea sufletului tău. De-aia e tot pe urmele tale ca un crocodil. Și ești la un pas distanță, probabil, la un clic distanță să-ți mănânce sufletul. Și cred ceva că în seara asta dacă ești aici și ai auzit cuvântul ăsta, este că sufletul tău nu e în gura crocodilului. Ești aici pentru că Dumnezeu mai vrea să-ți vorbească. Și că bunătatea Lui ne îndeamnă la ce? La pocăință. Nu mânia Lui, ci bunătatea Lui. Mă îndeamnă și ne îndeamnă să întoarcem vorba celui rău, și să spui, pleacă diavole cu grăunțele tale. Eu vreau să-mi dau viața lui Isus. Amin? Am. Am citit o întâmplare. Dwight Moody o spunea. Este ca și o fabulă, în care un cocor, pasărea aia, stătea pe marginea unui lac și tot lua râme, tot felul de vietăți de alea, gângănii din alea de acolo să hrănească. Dintr-o dată pe oglinda lacului aterizează o lebădă. Și ea cânta atât de frumos, știți că lebăda cântă o singură dată în viață, înainte să moară. De aceea doi Timotei este supranumite cânte cu lebedei, pentru că este ultima scrisoare pe care Pavel o scrie din cele 13 epistole. Și leva aterizează, și când așa de frumos, și încântarea îi spune: Cum e cerul, cum sunt străzile de aur, porțile de diamant. Și cocorul care stătea acolo jos, zice: Au surioare, ce cu tine că ești așa bucuroasă. Ce s-a întâmplat? Păi vin din rai, și cum e acolo? Și începe să descrie frumusețea raiului. Oh, bine, bine, oh, bine, bine, dar acolo sunt râme. Și asta foarte intrigată, cum poți să te gândești că acolo să fie râme? Acolo e Hristos. nu e nevoie de soare, că Dumnezeu luminează cu frumusețea Lui. Vei bine, ce fie cerul atot, dacă nu-ți la Lasă-mă. Așa se mulți astăzi. Dau raiu. Cine știe ce-o fi? Dau raiu, Dau frumusețea raiului. Pe ce? Pe niște râme. Pe o plăcere de o clipă ale păcatului. Și astăzi spune, Doamne, nu mă lăsa să fie un cocor de la negru. Doamne, ajută-mă să fiu o lebădă. Ajută-mă să dorești cerul cu adevărat să pot să când cerul e un loc minunat, plin de har și slavă, vreau să-l văd pe Domnul meu, cerul e un loc minunat. Amin, frate și Și în al patrulea rând, sufletul tău este valoros pentru că e veșnic, are capacitatea să fie asemenea lui Hristos, pentru că Dumnezeu e preocupat de sufletul tău și da, și diavolul e preocupat de sufletul tău și în al patrulea rând, și ultimul rând, și cel mai important, sufletul tău este valoros. Pentru că de dragul sufletului tău s-a vărsat sângele lui Isus Hristos. De asta e valoros sufletul tău. Unde scrie asta în Biblie? Ascultați ce zice Biblia în 1 Petru. Biblia spune că noi am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire, 1 Petru 1 cu 18. Am fost răscumpărați nu cu lucru pieritoare, cu argint sau cu aur, și cu ce? Versetul 19. Și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De asta, de asta e valoros sufletul tău. Pentru sufletul tău nu s-a dat aur. Pentru sufletul tău Dumnezeu și-a golit buzunarele. Și-a dat tot ce a avut mai scump. Și anume pe cine? Pe Isus Hristos. Să vină să moară. Să-și verse sângele pentru sufletul tău. De aceea oamenii vor ajunge în iad cu sufletul lor, nu pentru că au fost păcătoși, ci vor ajunge în iad pentru că au refuzat o dragoste infinită arătată prin faptul că Isus Hristos a murit la cruce și și-a vărsat sângele pentru viața lor. Aceasta este damnarea oamenilor. Nu că au păcătuit prea mult, pentru că Isus Hristos poate ierta orice păcat, oricât de greu ar fi. Oamenii vor ajunge în iad pentru că au respins această, această valoare a sângelui Hristos, care îi curăță de orice păcat. Și în seara asta știi ce să faci? Dacă ești nemântuit? Sau dacă ești mântuit și simți că ești plin de păcat în viața ta, ce să faci? Să vii la Domnul Isus, să spui, Doamne, mulțumesc că Tu ai luat pedeapsa în locul meu. Mulțumesc, Doamne Isuse, că Tu ai fost zdrobit de Tatăl în locul meu. Dumnezeu a găsit cu cale să-L zdrobească pe Fiul Său prin suferință. Pentru ce? Ca să-mi răscumpere mie sufletul. Și cât de mult mai iubit Dumnezeu, că Dumnezeu a luat toată veșnicia iadului și a pus asupra lui Hristos în cele șase ore pe cruce. Și Hristos ce face? Gustă veșnicia iadului. Gustă Dumnezeu prin Isus Hristos, gustă iadul în locul meu. Da, Hristos îmi achită pe deapsa mea veșnică. Ervin Luțăr în una din cărțile lui spunea într-un mod atât de frumos, atât de plastic, că Domnul Isus Hristos pe cruce a gustat toate ingredientele iadului. Și spune, uite-te ce în iad. Bogatul a zis, lasă-l pe lază să-și mai vârful degetului în apă, că-și grozav sunt chinuit aici. ce în iad? Este sete, așa -i? Oamenii mor de sete în iad. Și Iisus Hristos pe cruce a strigat, mi-e sete. Și în loc să primească apă, a primit, spune Biblia, oțet și fiere. El care a creat oceanele, n-a avut un picur ca să-și moaie buzele în apă. Atât de mult mai iubit Dumnezeu, că gustă El ce trebuia să gust eu, ca eu să gust Apa vieții. Iisus e apa vieții. Lăuda să fie Domnul. Ce este iad? La al patrulea strigă spune Biblia că s-a făcut întuneric. Hristos gustă groaza. Panica aceea a întunericului. Iadul este întunericul de afară. Hristos gustă întunericul ca eu. Să-l am pe Iisus care este lumina lumii. Lumina vieții noastre. Să nu mai gust niciodată iadul. De ce? Pentru că El a gustat întunericul. Ca eu să am lumină. Lăuda să fie Domnul. Ce este în iad? Iadul este separare veșnică de Dumnezeu. Și Iisus Hristos pe cruce a strigat, Eli, Eli, lama sabactani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Cunoaște Hristos acest sentiment de singurătate, de separare de Tatăl, de ce? Ca tu niciodată să nu mai fii separat, ci tu să ai împăcare cu Dumnezeu. Atât de mult mai iubit Dumnezeu. De ce e sufletul tău valoros? Dacă putea să moară un înger, venea un înger să moară. Dar au zis, sufletul tău e așa de valoros că trebuie să fie cineva fără pată, fără zbârcitură, jerfă, fără vină. Și singurul fără vină era Dumnezeu. Și Dumnezeu a coborât în persoana Fiului Său, Isus Hristos. Și Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și ce a făcut? A plătit El valoarea sufletului meu. Nu cu aur și cu argint, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos. Frați și surori, dacă nu ne mișcă lucrurile astea, și vrem numai întâmplări de ale lacrimogenie să plângem. Vai ce fain nu la biserică. Tot cu mame, cu copii bolnavi și tot cu nu știu ce. Tot să plângem și nu ne mai mișcă rănile lui Isus Hristos. Nu ne mai mișcă crucea lui Hristos. Înseamnă că e o bolă spirituală. eu o bolă acolo. Să fim ca Ion Creangă numai, numai să plângem aiurea. Haideți astăzi să ne smerim și să ne plângem păcatele înaintea lui Dumnezeu. Să spune, Doamne, de vezi păcat în viața mea. Doamne, Tu ai murit pentru mine. Mulțumesc pentru Fiul Tău, Isus Hristos. Uitați ce zice Biblia în plângeri 3 cu 39. Plângerul Ieremia 3 cu 39, Biblia spune așa. De ce să se plângă omul cât trăiește în viață? Doamne, cât plângem! Uită plânsul care îl prețuiește Dumnezeu cel mai mult. Fiecare, ce să facă? Zice stare. Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Ai păcate. Mai duci, ieși afară cu mașina, mai roagă-te. Duci, plimbă-te o și stai înainte, strigă către Dumnezeu și spune, Doamne, fă omul după inima ta, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că te-a costat viața fiului tău atât de mult mai iubit, Doamne, de aceea îl vreau pe Isus Hristos și vreau ca sufletul meu să-l pun în cea mai sigură mână, în căușul palmei lui Hristos. Acolo, în rănile alea care au fost făcute pentru mine, vreau să-mi pun sufletul meu, că acolo e siguranță și acolo e pace. Și crede-mă, Dumnezeu spune Biblia în proroci, că se uită din înaltul cerului să vadă dacă este vreunul care să-l caute cu toată inima. Și dacă găsește Dumnezeu un astfel de om, zice Biblia că Domnul sprijinește o astfel de inimă. Spune, Doamne, vreau ca Tu să mă sprijinești. Îl vreau pe Isus. Vreau să iubești iubesc iubește, iubește Isus, să urăști urăște, urăște Isus. Și dacă există lucruri care mi afectează sufletul, Doamne, vreau să șterg numărul de telefon, vreau să dau banii înapoi, vreau să-mi fac curat în viață, în relații, în tot, Doamne. Vreau, vreau Doamne, ca să nu vând sufletul pe grăunțe, Doamne. Și apoi să mă duc la ghilotină. Rezând și venim cu Biblia la biserică. Doamne, ajută-mă să te iau în serios. Nu mă lăsa să plătesc prea mult pentru prea puțin. Vreau ca sufletul meu să-l dau în mâna lui Hristos. De ce? Pentru că El și-a dat totul pentru mine și-a dat viața. Slăvit și onorat să fie Domnul. Amin? Am citit despre un mare bogătan al lumii care era în Italia și a vrut să se mute în America. Și a zis, ce să fac? Am atâtea proprietăți. Avea bancă să nerva. Nu mai știu ce să fac cu atâția bani. Și domnule, vreau să mă duc în America, domnule, să trăiesc viața acolo la maxim. Nu în Italia asta mică. O vândut tot ce au avut și toți banii au valorificat într-un diamant de la mare, cel mai scump diamant. Și-a luat bolovanul cu el, diamantul, s-a dus în America. Era pe o croazieră, pe un iaht de la mare. Mii de oameni erau pe vaporul la cu etaje. Și la un moment dat el așa să se dea mare și a scos diamantul. Și a zis, băieți, uitați-vă ce am aici. Uite aici. Și toți au zis, ai, grijă să nu, să nu cadă în Atlantic, ai grijă să nu cadă în apă. Zice, uitați, pot să dau și mai sus și îl prind. Și e rapid l-o prins. tot. ai grijă, ai grijă să nu-l pierzi, să nu cadă în apă. Și el a zis, pot să dau și mai sus și îl prind. L-a aruncat și mai sus. Pac, l-a prins rapid. Și toată lumea o ripilat, te rog, te rog, nu mai încerca. Și a zis, o să dau așa de sus ca aproape nici să nu-l văd și îl prind. Și l-a aruncat cât a putut de sus și a întins mâna, sigur. Și când se l prindă, a căzut în ocean. Și s-a dus pe fundul oceanului. Învățătura este următoarea sufletul tău este un diamant. Și poate ești aici și cu valoarea aia tot te joci. Tot te joci. Mâine, mâine mă pochesc. De, de săptăm numai acum și săptămâna viitoare, păstă un an și Domnul tot te cheamă și zice, fiule, dă inima ta mie, astăzi dacă auzi glasul, nu te mai juca. Prea mult ai jucat cu sufletul tău și ți-ai permis și aia, lasă că nu vei, ți-ai permis și și altă. Faptul că ești aici în seara asta este că încă sufletul tău nu-i pierdut. Ce ce să faci? Să iei diamantul ăla, să ții sufletul ăla, să nu te mai joci cu sufletul tău și să spui, Doamne, vreau să-l pun la picioarele tale. Doamne, curățește mi tu, Doamne, și vreau, Doamne, să fie sigur în mâna ta. Și dacă nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos și ești prunc de pocăit aici și inima ta nu e a lui Isus Hristos, vină cu diamantul! Ești o valoare înaintea lui Dumnezeu. Vino și spune, Doamne, îmi dau diamantul ăsta în mâna Ta. Nu vreau, Doamne, să cadă, nu pe fundul oceanului, ci în fundul iadului. Iremediabil, irevocabil, Nu se mai poate face nimic cu el apoi. Și să spui, Doamne, dau viața mea și dau diamantul meu în mâna Ta. Doamne Iisuse, intră în inima mea, fi Domnul meu, Mântuitorul meu. fă curat apoi în viață și începe să umbli cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin?